Bună ziua și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Local Strugari, convocate prin dispoziția primarului numărul 205 prin 23-a 10-a. Suntem statutari, suntem în prezența majorității consiliilor locali care alcătuiesc Consiliul Local Strugari și pentru bunul mers al ședinței de astăzi v-aș vrea să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Niță, propun ca președintii comisiei să fie domnul Paul. Alte propuneri mai sunt? Domnul Meșucă. Păi nu, mai vă lăsat o lucrăță. A fost dacă 27. Cine este pentru propunerea domnului Nitro? Domnul Trotin. Împotrivă se abține cineva, domnul Trotin, președinte și ședință. Ordine de zi a fost prezentat. Trebuie să o supunem la vot. Da, până la. Mulțumesc pentru încrederea vă dată ca să președinte ședință. Pentru aceasta dăm citire ordine de zi. La proiectul numărul 1 avem proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei mijloacei de transport ale persoanelor vizate în școala din Aviala Strugari pe luna septembrie 2019. Să propun ordine de zi, da. Ca să știm după aceea... Deci, uite, la punctul 2, proiect de hotărâre stabilează funcție publice de conducere a secretarului comunei ca funcție publică specifică de secretar general al comunei Strugari. La punctul 3, proiect de hotărâre privind adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Strugari. La 4, proiect de hotărâre privind adoptarea regulamentului de organizare și funcționare a comportamentului compartimentului asistență socială organizat la nivelul UAT Strugari. Punctul 5, proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul UAT Strugari pe perioada 2019-2025. Punctul 6, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Punctul 7, proiect de hotărâre privind acceptarea donației oferite de către Fundația Dezom privind microbuzul acționat în urma derulării proiectului. Achiziția unui microbuz școlar pentru a veni la sprijinul copilor din comuna Strugari, județul Bacău. La punctul 8, diverse. Dacă mai este ceva la ta? Dacă nu, supuneți pe aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Dăm cuvântul doamnă pentru punctul numărul 1. La punctul numărul 1 pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre prin decontarea călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna septembrie 2019. La articolul 1, se propune aprobarea recontării contravalorii călătoriei prin mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Strugari pe luna septembrie, în suma de 2.998 de lei. Anexat există dosarul privind documentele și cu bonuri de transport pe microbuz cu consum pe suta de kilometri, așa cum prevede legislația în vigoare. Da. Dacă sunt dispozite să președinte aici. La punctul numărul 1, cu decontarea cheltuielilor pe mijloace de transport al cadrelor didactice. Dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 2. La punctul numărul 2, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea funcției publice de conducere de secretar al comunei ca funcție publică specifică de secretar general al comunei Strugari. Articolul 1, având în vedere referatul de aprobare a primarului raportul compartimentului și prevederile în baza căruia s-a făcut acest proiect de hotărâre, la articolul 1 se stabilește funcția publică specifică de secretar general al comunei Strugari prin transformarea funcției publice generale de secretar al comunei Strugari.
Articolul 2, denumirea secretarului comunei Strugari se înlocuiește în cuprinsul tuturor documentelor cu denumirea secretarul general al comunei Strugari. Primarul comunei și secretarul general al comunei Strugari. Cred că ar trebui să fie undeva și primar general, dar vor aduce la îndeplinire prevederile. Acolo erau, sunt mai mulți secretari și este unul general. Domnule, eu cred că... Iar la Strugari, dacă are numai unul, el e general. Cred că până la toată urma sunt niște... pași făcuți către regionalizare și probabil că regiunea votare va fi un secretar general și atunci nu sunt mai mulți. Dar vă funcția ta, nu dați un bănuț la... Cei mai mulți. Există și un referat de aprobare care arată cadrul legislativ care duce la înlocuirea denumirilor, să spunem așa, din secretarul comunei. Legea cadru este codul administrativ. Noi l-am prezentat în alte ședințe. Alăturat aveți și raportul de avizare care dumneavoastră l-a semnat în comisie. Da, discuții dacă aveți pe schimbarea denumirii. Dacă nu, supunem la voținere. General! Mulțumim, trecem la punctul 3. Dacă ați văzut acolo un insemnat dumneavoastră pe proiectul de hotărâre, deja începând de luna... Eu cred că propun, așa, secretar general. De... La omul de dat, la omul de... La următorul punct, la punctul 3, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Strugari Crescba. Având în vedere prevederile articolului 632 din Ordonanța de urgență 57 pe 2019, codul administrativ, regulamentul de organizare a Consiliului Local, expunerea de motive, raport de specialitate. La articolul 1 am propus aprobarea revizuirii regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Strugari, proiectul acolo, expus în anexa numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În parte, regulamentul de organizare se bazează cam pe aceleași puncte, să spunem, din regulamentul de organizare Consiliului Local. Dar, exact cum spune aici, se revizuiesc unele puncte. Aici, așa cum regulamentul de organizare pe care data a fost prezentat de domnul secretar, o să-i spun să sintetizeze. Eu v-am pus la dispoziție la fiecare consiliu local. Materialul, să-l luați acasă, studiați. Sunt câteva modificări datorită adoptării ordonanței 57 din 2019 prin codul administrativ. Eu vă sfătuiesc să citiți. Nu sunt modificări care să, să distorsioneze procesul nostru administrativ. Lucrurile în principal rămân cam aceleași. Aș puncta la convocarea Consiliului Local sunt tot aceleași trei tipuri de ședință, ordinare, extraordinară și dacă este o situație de forță majoră, este o ședință de îndată. Privitor la convocare, de data asta specific în mod clar, evident, convocarea se face în scris sau dacă regulamentul de organizare și funcționare se aprobă în regulament și prin alte mijloace, inclusiv cele electronice. Noi credem că o să mergem în continuare la fel cum am funcționat până acum. Procedați electronic și acum mai dăm telefonii ca să... Tot electronic se numește. Să o batem în
O să vedeți acolo că parcurgem toate etapele, de la constituire până la dizolvare, funcționarea Consiliului Local, atribuțiunile Consiliului Local în toate domeniile pe care le au, eu știu, mandatul de consilier, când încetează un mandat de consilier și tot ce înseamnă Consiliul Local ca autoritate deliberativă la nivelul administrației publice centrale. Știți foarte bine că administrația publică locală are doi piloni fundamentali. Autoritatea deliberativă, care sunteți dumneavoastră, și autoritatea executivă, care este primarul localității. Aveți în materialul prezentat tot ceea ce codul administrativ a modificat. De asta am și dat titulatura Revizuirea regulamentului. Nu am spus o nouă adoptare. Doar am revizuit regulamentul din 2016, din iulie, datorită noilor modificări legislative apărute pe data de 3 iulie 2019. Vă recomand să-l citiți și dacă mai e ceva, îmi puneți întrebări. Sunt aici să vă ajut, să vă sprijin și să funcționăm în continuare tot la fel de bine ca până acum. Mulțumesc! Dacă avem întrebări, discuții pe chestia asta cu reorganizarea sau revizuirea statutului de consilier, de consiliu local? Personal, n-am nicio oră. Trebuie să verific în timp, în ciclul ăla. Da. Dacă nu, supunem la vot. Trecem la punctul 4. La punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Strugari, Județul Bacău. Care, la articolul 1, propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială organizat la nivelul Comunei Strugari, Județul Bacău, în cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Strugari, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Da. Dacă avem discuție la punctul 4. Pe acest regulament, ca oricare alt regulament, are dispoziții generale, o strategie de dezvoltare care aici, să vă spun câteva cuvinte, elaborarea strategiei se fundamentează pe informațiile colectate de compartiment. Documentul este realizat fie de compartiment, fie de prin contractarea unei servicii în specialitate care conține cel puțin următoare informații. Caracteristicile teritoriale, nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii, indicatorii demografici, din care fac parte, sau cum ar fi, structura populației, vârstă, sex, ocupație, speranță de viață sănătoasă la 65 ani, socuri mici și așa mai departe. Tipuri de situații de dificultate, vulnerabile, dependență sau risc social, precum și estimarea numărului de beneficiari. Tipurile de servicii sociale care putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerea acestora. Ceea ce noi, practic, facem în fiecare zi, în fiecare lună, trimestrial sau semestrial. În planul de acțiune nu găsiți nimic altceva decât ceea ce se face efectiv, dar trebuie legiferat, să spunem, prin documentul, prin acest proiect de hotărâre. Dacă domnul secretar crede că mai trebuie adăugat ceva aici... Doar atâta să vă aduc la cunoștință că se vede faptul în ultimii ani proporțional crescut importanța asistenței sociale în statul român. Vedeți că devenim un stat asistențial, sunt servicii de asistență socială care generează din 5 un volum mai mare de muncă. Din păcate, avem diverse categorii de risc. Monitorizarea asistenței sociale să fie, din punctul meu de vedere, o prioritate națională, pentru că trebuie să excludem marginalizări, trebuie să excludem discriminări, trebuie să excludem tot ce înseamnă să asigurăm cât de cât nivel de trai tuturor categoriilor sociale. La nivelul Comunei Strugari nu vă ascund faptul că avem diverse probleme de natură socială,
avem de la alocația suplimentară, venitul minim garantat, avem persoane cu handicap, avem asistenți personali, avem probleme prin care noi trebuie să intervenim la Bacău, să ajutăm diverse persoane cu instituționalizare, cu internare, cu diverse probleme. E o problemă care, din punctul meu de vedere, va crește exponențial cu trecerea timpului și trebuie abordată unitar. Trebuie gândit o strategie foarte, foarte sănătoasă de administrațiile publice locale spre viitor, pentru că vom deveni o... Nu știu cum să vă zic eu. Suntem, depindem de lipsa resurselor și lipsa resurselor duce către asistență socială. Asistența socială, ce este de fapt? Trebuie să vii să suplinezi, să colmatezi lipsa necesităților materiale financiare din fiecare familie, din fiecare grup. Asta e asistența socială. Din păcate, suntem o zonă cu salarii puține, cu forță de muncă ocupată foarte puțină, populație îmbătrânită, că asistență socială, să știți că este și la persoanele vârstnice, care vedeți cu creșterea timpului, toți îmbătrânim și vedeți că nu mai e ca la 40 de ani și pot apărea accidente vasculare, pot apărea diverse și diverse probleme care îi deduc către asistență socială. Te duc către marginalizare, te duc acolo undeva, unde cineva trebuie să vină către tine să-ți mai dea o mână de ajutor. Deci trebuie în viitor gândit foarte bine. Aici sunt elementele cadre, de strategie. Problema care ar vrea să mai adăug, vezi faptul că toți, sau majoritatea dintre noi, tindem să ne dăm vulnerabili. Acum o spun, cred că pe bune, și toți ne îndreptăm spre asistență socială. Fără ca acei care pot, așa, nu sunt vrednice, să spunem, ca să depășească unele momente. Așa. Vii spre vulnerabilitate și spre asistență socială ca să compensezi cumva echilibrul ăsta, dar la nivel de primărie nu suntem atât de dotați, și ca să spunem, cu mijloacii care să le punem la dispoziție pentru diverse persoane, toate ceea ce am făcut pentru cei care au avut probleme, le-am făcut cu mijloacele noastre private sau cu mijloacele primăriei atât cât am putut. Dar probabil mă gândesc că la nivel de de foruri mai superioare, se vor lua niște măsuri ca să fie și niște dotări, să beneficieze și niște fonduri. Oricum, fondurile pe care le avem noi acum prin VMG sau așa mai departe, sunt limitate. Atât. Dar ce ajutoare de deci? Ar trebui dată numai la persoane cu handicap. Ajutoarele, nu, ajutorul social, dacă ne referim la venitul minim garantat, legea prevede clar, în mod evident, care îi spune foarte clar care sunt condițiile de acordare. Noi nu putem să facem discriminare. Dacă omul nu are venitul, e problema lui. Dacă cel de la JOF spune că îi are loc de muncă și nu l-o găsim, sunt obligați să-i acordă ajutorul social. Dar cum a zis domnul primar, nici generațiile s-au obișnuit să nu mai lupte. Mai ușor să cer decât să lupți să faci ceva. Pe vremea înaintașilor noștri, cred că știți foarte bine că nu erau nici ajutoare, nu erau nici... Nu știu, fiecare trăia cum putea. Avea un loc de muncă, sigur. Nici ea pe unul de lucrare. Nu făcea pe unul pe care l-a Da, dacă mai sunt discuții, să mai fim la diverse. Dacă nu, nu mai avem, punem mai la vot punctul 4. Cine este pentru? Trecem la punctul 5. La punctul 5, proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de comisionii publici și privați la nivelul comunei Strugari, Județul Bacău. În cadrul acestui proiect de hotărâre propun aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul OAT Strugari pe perioada 2019-2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Pe perioada 2019-2025, avem obiective specifice pe fiecare perioadă sau pe fiecare compartiment sau pe fiecare obiectiv în parte. Dacă luăm în calcul anul 2019, să spunem,
ca obiectiv specific implementarea unitară și coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenței sociale, corelate cu nevoile și probleme sociale ale grupului țintă. Noi am mai vorbit de grupuri țintă, am vorbit și în cadrul UNICEF-ului, am văzut care sunt grupuri țintă, stabileam niște persoane cu vulnerabilități, cu nevoi sociale și așa mai departe, sau identifica niște acțiuni și măsuri care erau luate în cadrul acestui obiectiv, tot așa spunem, ca activități colectarea informațiilor, identificarea sau actualizării nevoile de nevoi sociale, constituirea de categorii de beneficiari servicii sociale la nivel localității, care sunt repartizate în funcție de tipul de servicii. Termene 2019, responsabilități, primăria, până la capăt în 2025, perioada asta de prin care noi aprobăm proiectul de hotărâre. Aș vrea să spun că noi suntem oricum cu cei care spun în anexă, oricum instruiți. Deja noi am făcut inventarier, deja știm care sunt nevoile, oricare gospodărie a fost vizitată și inventariată, urmând ca pe măsură ce nevoile aici și grupurile țintă vulnerabile care sunt stabilite, noi să le putem ajuta, ca să spun într-un termen mai cunoscut, ajuta din ce punct de vedere? Să le acorzi drepturile care sunt prevăzute pre asistență socială, indemnizații de stat, alocații care se dau suplimentare sau complementare, cum suntem obișnuiți, și alte drepturi care decurg din așa ceva, din inclusiv ajutorul de mormântare pe care noi l-am stabilit. Da, și să aducem la cunoștință că câteodată sunt situații când trebuie să convocăm comitetul consultativ, comunitatea consultativ, pentru situații în care ne depășesc orice Roma situație. Și le transmite și noi la forurile de la Bacău, în speranța unei soluționări mai bune, din păcate, neavând noi serviciile care putem aplica la nivelul comunii Surgari. Că dacă am avea centre internale, dacă am avea noi alte resurse, cred că s-ar putea face mai multe lucruri. Dar, din păcate, și noi, la anumite situații speciale, transmitem mai departe. Aici, comitetul consultativ și tot ceea ce s-a făcut de către noi și când a fost convocat, să știți că o dat roade. Da. O dat roade. Am chiar unii care au venit în fața noastră la comitet sau încadrat, să spunem așa, pe trotuarul care ar trebui să meargă. Alții care nu au fost instituționalizați în centri, au revenit. Noi zicem că și-au revenit și ei, așa, în modul de a gândi și a procesa așa informațiile care le-au luat de acolo, bune. Da, dacă vă puteți la punctul numărul 5, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la punctul 6. Verificare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019. Vasil. Având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice, hotărârea de guvern 752/2019, prin care s-a alocat suma de 231.000 de lei, sume defalcate din taxă pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor, expunerea de motive și raportul de specialitate a compartimentului, propun prin articolul 1 aprobarea rectificării bugetului pe anul 2019, astfel la venituri suma de 2.000 de lei sume din TVA pentru echilibrare și la cheltuieli, așa cum am vorbit și în comisie, la învățământ suma de 50.000 de lei,
care se duc pe investiții suma de 40.000 de lei, adică este vorba de diferența pentru grupul sanitar de la Lichiș. La dezvoltare publică, 82.000 de lei, tot la fel am spus, 40.000 de lei pentru proiectul de la gaze, 42.000 de lei proiectul de la ape. Și la transporturi, 59.000 de lei. Aici, la transporturi, este vorba de tot ce înseamnă pentru noi, pentru comună, microbuzele școlare și vine iarna pentru material antiderapant și motorină. În anexă, așa cum v-am spus, în anexă sunt în lista de investiții, este prevăzută și suma de 98.000 de lei, sumă care v-am spus este necesară pentru obținerea, pentru cheltuieli necesare obținerea avizului de la Garda Silvică. Din care, tot așa am precizat, 42.000 de lei va fi o sumă care, din cele 98.000 de lei, este o sumă care o punem într-un cont la Garda Silvică ca și sumă care se numește garanție de bună execuție. De bună execuție. Dacă aveți discuții la punctul numărul 6. Dacă nu, nu punem la vădine de pentru. Mulțumim. Punctul numărul 7. La punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind acceptarea donației oferite de către Fundația Terdezon privind microbuzul achiziționat în urma derulării proiectului achiziția unui microbuz școlar pentru a veni în sprijinul copiilor din Comuna Strugari de Zulată. La punctul 1, articolul 1, propunem acceptarea donației oferite de către Fundația Terdezon privind microbuzul școlar achiziționat în urma derulării proiectului achiziția unui microbuz școlar. La punctul 2, se împuternicește primarul Comunei Strugari pentru a semna actul notarial de donație privind acest microbuz școlar donat. Dar microbuzul ăsta e nouă, ce ar fi sau e folosit? Nu, nu, aveți, dacă vă erați curioși, aveți factura, aveți contractul. Nu, ceva, poate bine și noi știu că achiziționată un microbuz, da? L-am achiziționat, Terdezon. Cu cofinanțare din partea noastră. Și acum urmează ca partea lor deci să partea cei care au fost s-o noi am dat 20.000 de dolari și noi am dat diferența. Și acum acei 20.000 de dolari trebuie să le doneze prin bunul achiziționat. Ca să putem să introducem în inventarul nostru. Nu mai vine turul pe donații afară de cealaltă. Nu, dar nu că achiziție au fost să fie. Dacă să fie gestionat de zile, n-ar fi rău, pentru că, vedeți dumneavoastră, ăsta care îl folosește zi de zi, mâine păi nu să fie probleme. Și o să trebuiască să băgăm bani în el. Și mai grabe unul nou. Mai folosesc 5-6 ani și toată așa. Dacă avem discuții la punctul numărul 7, dacă nu, pune la vot, cine este pentru? Deci, la punctul diverse. La punctul numărul 8, la diverse. La diverse, sunt cineva. Nimeni? Nu avem plotul de programă. Altcineva mai este? Acum, eu vreau să vă spun doar două cuvinte. Vă rog cum o să spuneți prin sate. Avem ajutorul ăsta la încălzirea cu lemne. S-a mărit cuantumul de la 615 lei la 750 lei de membru de familie. La ora actuală am doar 11 cereri constituite. Sunt foarte puține. Pensia de agricultor e 704 lei. Eu cred că undeva s-ar mai încadra persoane. Să mai vorbiți. Acolo unde știți că sunt membri cooperatori de ăștia pensionari singuri. Dacă să vină la primărie. Nu e mult. 100 de lei, 120 de lei. Dar e păcat să nu vină să facă cereri.
A fost fie doi cu aceeași sumă. Am doi pe operator, dacă ai unul mai mare și unul mai mare. Să nu depășească 750 de lei pe membru de familie, da? 7 milioane jumate pe membru de familie. Pensie sau? Venituri. Da? Bătrânii au pensie, că n-au altceva. 7 milioane jumate, dar pensia este, pensia minimă în plată, e mai mică decât 750 de lei. S-ar putea să-i adreze. Și a doua problemă care vreau să vă aduc la cunoștință, că e obligația mea pentru că ați făcut o hotărâre din Consiliu și am aprobat un contract pe trei servicii pe servicii de asistență judiciară. Vă anunț că am câștigat și ultimul proces la Sibiu. Am instituit, am pus executare silită pe toate bunurile, conturi bancare, tot ce deține SCT la acces. Acum suntem în executare să vedem dacă avem ce pune proprii. Și mai avem câteva termeni pe fond și vedem în ultima instanță ce va decide judecătorul. Ca să știți unde suntem cu acele proiecte și cu acel proces. Că aveam obligația asta de a vă anunța că aveam hotărâri de Consiliu prin care avem asistență judiciară. Da, ok, domnul Hambanu. Dar tot referitor la chestia asta cu sprijinul ăsta acordat pentru încălzirea pentru persoanele din comună care nu au venituri mai mari de 750 de lei, până când se face cererile astea? Era până la 1 octombrie? Pentru toată perioada, numai că cei care vin până la 31 octombrie înseamnă că au primit cele 5 luni de zile pentru care se dă, se acordă ajutorul din plătire. Cei care vin în noiembrie, normal, cele 4, cei care... Noi de asta am trimis răspunsuri prin sate să vină omul, pentru că dacă el cu soția are 15.000 de lei, pensie, deci nu se încadrează. Dar să care iau 704 plus 704, s-ar încadra într-o porțiune, nu 990. Dar cât vine cotă parte din 90, că sunt niște intervale. De venit, acord, la... Niște plafoane. Și dacă se încadrează acolo și ia o sumă, să spunem, de 59, 80 sau 100 de lei, e binevenită. Cel mai mic palier e 20 de lei pe lună. Deci cel mai puțin ar fi 100 de lei. Da. 5 ori. Și tot de dat din agenționarea Palatului pentru dezăpeziri, un lucru bun. Sperăm să mai aduce și câteva un pic de sort mai subțire amestecat cu sare și să fim pregătiți. Cam. Am prea bună la sare. Noi ne-am bucurit. Cine mâine nu se mai poate fura. Cine mâine nu se mai poate fura. E o chestie poate asta. De când bucurim sare ca să nu degradăm platforma rumbe. Dar, nu știu, betonul e cel care se afectează cel mai puternic cu sarea. Am văzut că alte localități de lângă noi chiar folosesc sare pe drumul asfaltat. N-am văzut eu așa dus, dar parcă aș ocoli. Cât aș putea aș ocoli sarea? Nu vă ascund că noi avem două basculi, să spunem, de nisip cu sare. Dacă ceva fortuit, o să ne oblige, o gheață mare sau nu știu ce, care nu o să putem, atunci... Dar mai știu ceva, domnul primar, unii au gravat asfaltul. Acolo ar trebui să umplem ceva cu jumătate, dar nu a intrat gheața în asfalt. Apa. Am văzut și eu și am văzut și pe traseile care Să încercăm și noi să facem un mix de ăsta mai gros, mai nu știu ce, și unii sunt mai așa să umplem. Da. O să încercăm. Cât de prost să facem? O parte este în garanție, spre exemplu, partea asta pădurilor de aici până la aici, este în garanție, este o perioadă de 5 ani de zile, dar pe celălalt care nouă ni se pare că n-a trecut timp așa de limbi, dar au trecut peste noi. Nu știu ce am trecut. Din 2000. Primul șanson acolo este un loc pe aici. Da, o să încerca să le... Da, a fost o tasare. Și-o ce da? Deși acolo, doar știți foarte bine, s-a săpat adânc și s-a pus... S-a săpat la 1,5 metri, s-a făcut umplutură, dar totuși acolo este ceva care... De pe subțuturi 1,5 metri. Da. Mai este aici la lată, la poliție, iar... La tractorul la grie, că vor cu toată treabă. Nu, dar cu ale grele cum? De ce mai trebuie la nouă aspectă? Cu ale grele, noi ne-am stabilit un traseu, grele de traseu de ciocolit drumului public. Eu m-am mai întâlnit cu tractoare grele pe asfalt. Da? Da.
Adică și nu te ocupi. Nu, că stai în spatele lor. Are de greutate. Acum, referitor la ceea ce spune domnul Hanganu, nu e ceva anormal să punem o limitare de înălțime și de greutate, pentru că vedem de zi ce trece că dotările care se fac în agricultură se fac cu tractoare masive, cu mijloace de transport din ce în ce mai masive, de al de 30-40 până de o șea din aia care duce produsii. N-am văzut pe la noi, probabil nici terenul nu le permite să ducă și așa ceva. Dar e bine să prevedem așa ceva, niște fonduri, e bine să mai prevedem și să mai vedem și niște avertizări către unii oameni, ați văzut că o oglindă ne-a fost ustrasă, una ne-a fost spartă. Cred că n-a făcut-o cineva, un șofer, care șoferul de regulă se bazează pe intersecție și la curbii de aceste oglinzi. Dar probabil copiii care sunt curioși să vadă cum arată o oglindă spartă, au făcut așa ceva. O să facem așa, noi pentru tractoarele grele ne-am gândit, am vorbit cu cei care sunt de la asociații, să, cu ajutorul unui excavator să facă excavator, buldozer, să ne facem, spre exemplu, spre de la Moisoaia, ca să ducă către Căligata, să le creăm pe dealul Moisoaia și alte trasee prin care ei să nu mai calce pe, cu preponderență pe drumurile noastre. Care? Eu știu, sunt calibrate de așa fel. Da. Și Consiliul Local are competența asta, de a trebui eu aș vrea să mai spun o întrebare, dacă știți, mai știți ceva legat de doamna doctor, va pleca sau nu a plecat din Comuna Strugari? Eu am avut o discuție și bine în cazul întrebare, am avut o discuție cu doamna. Dumnea ei, fiecare dintre noi și alege un drum în viață și o... Și nu trebuie să-i opun în voință individuale. Până ai cum? Ce poți să faci? Am înțeles că s-au făcut niște demersuri cu casa de asigurări, cu casa de asigurări de sănătate și va prelua domnul doctor de la Pereștea Slău punctul de lucru de la Strugari. Pentru că domnul doctor va fi cu firma pe Pereștea Slău, dar va avea și un punct de lucru la Strugari. Pe o zi, două, nu știu cum o să fie, nu? Nu, am înțeles că va fi două ori pe zi. Mai bine. Așa va veni omul, doctorul respectiv, va face așa toate chestiile să fac, cum facem noi cu terenul de omul prin notariat, poate să vă face prin notariat și va fi, va avea stipulat documente juridice stipulate bine. Adică ideea e că să avem lucruri în comune. Două ore pe zi. Important că e important. Și tot timpul am înțeles, tot timpul va fi pentru alte informații și așa, omul de legătură, doamna asistentă care este acolo. Dar i-a rămânit cu demori? Dacă preia domnul doctor, ne trebuie. Va fi preluată din casa de asigurări și domnul doctor. Dar punctul de lucru tot acolo. Nu. Nu, dacă domnul Hanganu are un magazin, are o activitate comercială, vinderea produselor alimentare cu amănuntul, are sediul firmei la Năsuie și are puncte de lucru strugat, cetățuia... Nu, dar tot e dispensat. Acolo trăia închiriezi. Stați liniștit că sunt lucruri prin notariat și lucrurile se dau cu contraprestații firească. Nu credeți dumneavoastră că... Domnul doctor de la Berești ia cu titlul gratuit. Nu, nu. Nu o zic gratuit. Nu, în locația aia. Dorința plătește niște bărbuți de acolo. Proprietatea ei, normal, să primească. E important să avem doctorul, corect. Cotează ce și cum și ce. Bine, că toată chestia nu va fi pe o perioadă nedeterminată. Toate chestiile se fac pe o perioadă determinată. Casa de asigurări având în vedere că atunci când va fi disponibil un medic care va vrea să rămână în România, în Bacău, la Casa de Asigurări Bacău, să fie dirijat spre... Către doamna doctor, pentru că dânsa este proprietarea asta, da. Nu Casa de Asigurări. Da. Ca să mai este ceva? Dar de servicii. Dacă nu, vă mulțumim frumos pentru participare și vă dorim o zi bună. Mulțumim.